Raiul din România pe lista agențiilor de turism din Statele Unite ale Americii, locul de vis vizitat de 1 milion de străini în fiecare an. 8 obiective turistice pe care să nu le ratezi. Bran este considerată cea mai promițătoare comună din punct de vedere turistic din România. Situată în apropiere de Brașov, comuna Bran oferă o serie de activități și obiective turistice interesante, atrăgând anual în jur de 1 milion de turiști străini, captivându-i mai ales cu legenda vampirilor. Oamenii vin cu plăcere în acest colț de rai, unde peisajele idilice desprinse parcă din evul mediu nu doar că păstrează tradiția vie, ci emană și un aer magic atât de apreciat de turiștii din toate colțurile lumii. Recent, o cunoscută agenție de turism din Statele Unite o promovează împreună cu multe alte locații frumoase ale României. Dintre toate obiectivele turistice, cea mai populară este castelul Bran, care zilnic este vizitat de peste 3.000 de turiști, iar în weekend numărul ajunge și la 5.000. Castelul Bran, cunoscut și sub numele de Castelul lui Dracula, este unul dintre cele mai celebre obiective turistice din România. Acesta datează din secolul al XIV-lea și a fost construit în principal pentru a apăra trecătorile importante din Munții Carpați. Cu toate acestea, castelul are o atmosferă misterioasă și este adesea prezentat ca și Castelul lui Dracula, datorită aspectului său exterior și locației sale în mijlocul pădurii, relatează doctorul zilei.ro.